Peste 6.000 de vieți ar putea fi salvate într-un an dacă toți britanicii cu vârstă cuprinsă între 50 și 65 de ani ar lua o aspirină pe zi pentru a reduce riscul de cancer, atac de cord și accident vascular cerebral, susține o nouă cercetare. În cel mai recent studiu care dovedește beneficiile aspirinei, unul dintre cele mai eficiente și mai utilizate medicamente, experții susțin că o doză zilnică de aspirină timp de 10 ani ar putea fi cel mai important lucru pe care îl putem face pentru a reduce rata cancerului, după renunțarea la fumat și scăderea în greutate. Cercetarea este în curs de desfășurare pentru a determina persoanele la care este cel mai probabil să apară efecte secundare ale administrării de aspirină. Fumătorii, cei care iau deja medicamente pentru subțierea sângelui, cum ar fi varfarina, și purtătorii bacteriei Helicobacter sunt considerați ca având un risc mai mare.